Gard cu năbădăi la Grătiești. Vecinii unui consilier local sunt nemulțumiți că acesta și-ar fi extins proprietatea până pe terenul statului. Mai exact, pe un drum pe care altădată circulau cu tirul, acum nu mai pot trece nici cu mașina. Cum este că alesul local și-ar fi construit gardul chiar peste țevile de canalizare instalate recent? Familia consilierului spune însă că totul e legal și cu aprobarea primăriei. La rândul său, edilul comunei îi dă dreptate consilierului și spune că au fost făcute actualizări la datele cadastrale care au permis extinderea terenului dat în proprietate. Cât despre faptul că gardul este construit peste țevile de canalizare, nu este o problemă, mai crede primarul de Grătiești. Că gardul era unde sunt ușii. Acum gardul l-a pus practic pe centrul drumului. Aceste imagini în care se observă construcția noului gard au fost filmate săptămâna trecută de vecinii consilierului. Astăzi, gardul era deja ridicat. Asta deși vecinii s-au revoltat și s-au opus. Mai exact, aceștia spun că gardul este construit pe teritoriu public, din contul drumului pe care câțiva ani la rând l-au reparat chiar din banii proprii. De-a lungul timpului, familia consilierului și-a extins proprietatea, spun ei, astfel încât astăzi au ajuns să nu mai aibă pe unde trece cu mașina. Am deja mai mult 50 ani trăind aici. Și știu foarte bine cum a fost drumul, cum a fost... Practic, drumul era de lângă fântână, așa la deal. De ce se face așa lucru, nu putem să știm. Eu știu că primarii, consilierii care îi alegem, eu socot că ei trebuie să lărgească drumurile, să facă bine pentru comunitate. Dar noi vedem invers. La vale puțin-puțin a fost mai îngust, puțin-puțin, dar în orice caz, eu personal cu camazul trecem la vale, la deal, adică nu avem problemele astea. Acum, la moment, deja el cât a rămas? Vă 2 metri acolo, 2 jumate, cu o mașină mică, deja nu-i chip de mers. La lume nu le ajunge pământ. Nu știu unde să ajungă. Drumurile trebuie lărgite, dar nu gustate. Cum să treacă pe aici o ambulanță? Dar pe unii omul să treacă să... sferească de o mașină. Culmea este că gardul a fost construit chiar deasupra țevilor de canalizare. Uitați-vă cum merge truba centrală drept sub gardul lui. Vreau să zic că truba, când a pus-o băieții, adică când s-a făcut, când a pus truba, nu putea să meargă pe sub gardul acesta, să fac săpătură și să puie truba. Până înțeles că adică gardul că era pe snucii. Mai mult, vecinii spun că n-ar fi prima dată când consilierul își încalcă atribuțiile de serviciu. Familia acestuia ar fi acaparat mai multe terenuri din preajma proprietății sale. A luat ilegal din pământul public al locatarilor de la primărie. Deci de jur împrejur. De jur împrejur. Iată aici îi lua de aici, vecin. De la vecinul acesta. Aici este blocat alt vecin. Iar de ceva timp, acesta și-ar fi instalat și 3 stâlpi de iluminat chiar din fața porții, deși în zonă n-ar fi deloc iluminat public. Drumul principal, de asemenea, este asfaltat doar până la poarta acestuia. Iată, Radu Cărăman și-a pus asfalt până la poartă, dar la poartă la vecină, așa și-a tăiat o linie, n-a mai pus că... Nu știu de ce, n-a avut interesul probabil. Probabil nu a ajuns, ca în partea cealaltă de gard. N-am reușit să discutăm cu consilierul local, dar la poarta a ieșit tatăl său, care locuiește și el pe aceeași stradă. Bărbatul ne-a spus că are toate actele în regulă și nu a încălcat nimic. Pur și simplu, tot în cadrul legal, eu v-am spus, este sa cadastru, care mă verifică... Ați cumpărat în timp n-am acel teren nici. Sau așa era gardul? De când... N-am cumpărat nică. De când aveți proprietate? De când s-o format titlul, bun, imobil deja era. Potrivit primarului comunei și inginerului cadastral, cu puțin timp în urmă a avut loc o actualizare a datelor cadastrale, conform cărora a fost posibilă extinderea proprietății. Ar mai putea fi erori, spun ei, dar nu mari. În următoarea perioadă, când primăria va avea bani, șoseaua va fi lărgită din contul terenului care se află în partea cealaltă a drumului. Coordonatele și-au arătat că punctul lui e aici. Eu i-am arătat linia asta, omule. Păi da, dar la dânsul proprietatea lui deja el are mai mult ca cât e pe acte.
Cum adică? Cu cât mai mult ai? Tu de-a mai făcut și calculele. Da, jumate de sotcă. Și cu cât... Și înseamnă toleranțele în cazul ăsta. Da. Îți permite. Din 22 de ari, cât procente să jumătate de ar? Îți permite, adică spui gardul în mijlocul drumului. Îți permite. Nu este o problemă nici faptul că gardul este construit deasupra țevilor de canalizare, crede primarul, deoarece, potrivit lui, țevile nu se deteriorează așa de ușor. Toate intervențiile la canalizări gravitaționale se ridică capacul și dacă ceva s-a blocat, se curăță și gata. Și atâta-i tot. Deci nu o să fie nicio problemă faptul că gardul e construit? Nu. Poate că țevile cele care spus acolo peste 100 de ani o să trebuie să schimbate, peste vreo 100 de ani. Poate. A, dar până atunci nu vedeți o problemă în asta. Păi nu există, domnule. Referitor la drumul asfaltat, primarul a spus că nu-și amintește bine, dar probabil așa a fost proiectul său sau consilierul și-ar fi asfaltat porțiunea din bani proprii. Așa a fost decizia Consiliului și așa s-a construit. Dar nu era... Așa au fost resursele. Nu e o problemă asta să se asfalteze până în partea consilierului și 2 metri mai departe să nu fie asfaltat? De unde știu eu că până în poarta consilierului, poate el și-a finanțat chestia asta? Nici primarul și nici inginerul cadastral nu ne-au prezentat niciun act care să confirme legalitatea construcției gardului. Ba mai mult, primarul a fost deranjat de prezența noastră în localitate și ne-a spus că doar pierde timpul cu noi, el având treburi mai importante de făcut. Vecinii consilierului spun că aleșii locali își permit abuzuri deoarece ar avea acoperire politică. Apreciez munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.